Tudor, bună ziua! Începem cu modificări explozive legate de rate. Modul în care se va calcula indicele ROBOR se schimbă radical. El va fi stabilit în funcție de dobânzile reale la care băncile se împrumută între ele. Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă, spre exemplu, potrivit cifrelor de astăzi, că rata unui credit ar trebui să fie mai mică. Dacă ne uităm la cum stăteau cotațiile la sfârșitul lunii trecute, ratele ar putea să fie chiar mai mari. Ne explică Maria Toader. Maria, te rog, ce se schimbă de fapt și cum ne afectează pe fiecare dintre noi? Bun găsit! Iată că vorbim de o nouă raportare a creditelor în desfășurare pentru români și viitoarele credite pe care le vor face, în condițiile în care roborul la care ar trebui ele să fie raportate va fi calculat în mod diferit, va ține cont de tranzacțiile zilnice dintre bănci și dobânzile acestor tranzacții, însă calculate ca o medie pe parcursul ultimului trimestru înainte să semnăm contractul respectiv sau dacă avem deja un contract în derulare, ni se calculează în funcție de această medie. Vor fi diferențe semnificative dacă stăm să ne uităm la nivelul actual al acestui robor în funcție de tranzacțiile zilnice. Media dobânzilor este astăzi, spre exemplu, de 1,81%, în timp ce roborul la 3 luni, dacă luăm în cazul unora dintre creditele aflate în desfășurare, este de 3,16%. Practic, de o diferență de 1,35% vorbim în cazul unui credit în momentul de față, ceea ce conduce la o diferență la rată chiar și de 200-300 de lei, evident în funcție de creditul respectiv. Practică modificări importante, însă care depind de nivelul tranzacțiilor zilnice între bănci. Cum spuneam, este o medie trimestrială care va fi calculată de instituțiile bancare, iar odată cu promovarea acestei ordonanțe de urgență de executiv, cel mai probabil acest lucru va fi făcut în ședința de guvern de săptămâna viitoare, atunci băncile, potrivit actului normativ, ar urma să fie obligate să recalculeze ratele și pentru creditele aflate în derulare, să anunțe toți clienții, iar Ministrul Finanțelor Publice ar urma să le dea și o perioadă în care vor trebui să semneze din nou contractele, astfel încât să evite aglomerarea instituțiilor bancare pentru românii care au credite și, evident, cei care își doresc să mai încheie noi contracte de creditare cu băncile din România. Modificări importante și în ceea ce privește taxa inițial numită de lăcomie, acea taxă pe activele bancare. Vor fi exceptate o serie dintre activele bancare de această bază de impozitare, însă va fi această taxă plătită semestrial, chiar dacă este calculată anual. Băncile vor trebui să plătească un cuantum de aproximativ 0,4% din active, dacă au o cotă de piață, practic o bucată din piața bancară de peste 1% și o cotă de 0,2% dacă au mai puțin de 1%. Cert este că vor putea să fie exceptate sau să aibă o taxă mult mai mică dacă creditarea pe care o fac în momentul de față va crește cu 8% pe parcursul acestui an și dacă vor reduce marja dobânzii, respectiv dobânda pe care o au în momentul de față la credite și cea pe care o oferă la depozite, va scădea și ea cu 4%. Decuplarea roborului de partea de taxă pe activele financiare. Acest robor nou va fi calculat la tranzacțiile interbancare și zilnice pe trimestrul anterior. E o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor. Acestea sunt calcule venite din partea și fundamentări din partea Băncii Centrale Naționale. Asta este și scopul pe care l-am anunțat încă de la momentul la care am aprobat această ordonanță 114, intenția noastră de a duce costul finanțării românilor mai jos. Și este clar că e o diferență între răborul bazat pe cotații și cel propus pe tranzacții, cum este astăzi în acest act normativ aflat încă în proiect, și anume o scădere, nu pot să spun exact, pentru că este o variație, știți foarte bine, zilnică, cum spuneam, este o medie aritmetică, dar clar se scade, că asta este scopul nostru final. Ceea ce este astăzi cu acest mod de calcul al răborului la cotații, nu este, toată lumea cred că o acceptă, nu este o abordare corectă.